În cele vreau să prezint uh, brandul declarația unică.ro. Uh, cu declarația unică.ro, uh, acesta este unul dintre clienții Vincit. Am uh, colaborat chiar de la începutul afacerii, în momentul în care uh, practic produsul lor era la stadiu de MVP. Adică asta s-a întâmplat undeva în anul 2021. Uh, în momentul în care am uh, avut câteva campanii de lansare și am, practic, am avut campanii de validare a produsului. După aceea, ce s-a întâmplat mai departe a fost o colaborare, până în prezent, care include mai multe, mai multe lucruri. În primul rând, ne-am ocupat de crearea identității vizuale declarațiaunică.ro. Așadar, am creat acest logo, care se vede aici, cu motoul simplu și rapid. Am ales paleta de culori pentru acest, acest brand și am bineînțeles fonturile și am creat site-ul Unică.ro. Acesta este site-ul pe care l-am creat și care a fost optimizat și actualizat în timp. Și arată site-ul. Pe site există și aceste pop-up-uri pe care le-am implementat pentru după, după caz, după nevoie, după solicitarea clientului, inclusiv partea de WhatsApp. Pe telefon se vede direct un buton de WhatsApp. Și aici avem uh, practic site-ul după cum am spus a fost creat de noi, cu tot ce înseamnă parte de texte de pe site, um, partea de SEO, optimizare, da. Vizuarurile pe care se, se, află aici, meniul, adică meniul cu toate paginile respective, uh, partea de prețuri, aici avem uh, un tabel de prețuri făcut custom, zona de întrebări frecvente și aici avem un formular pe care l-am realizat în parteneriat cu, cu colaboratorii noștri pe partea de software care aici practic e ce ne-au ajutat să facem, să creăm acest câmp de înregistrare, acest formular de înregistrare special care se conectează cu platforma din spate de la declarația unică.ro. Pentru că declarația unică.ro ce este de fapt este o platformă în sine, aceasta este doar pagina de prezentare sau de fapt site-ul de prezentare a platformei, dar în sine declarația unică.ro este o platformă care automatizează declarația unică. Adică persoanele fizice pot să-și facă cont gratuit pe declarația unică.ro și automat în momentul în care îți creezi cont, poți să îți adaugi tipurile de venituri, aici sunt tipurile de venituri disponibile, le adaugi, streci datele personale, de exemplu, CNP, nume și așa mai departe, și la final, după ce ai trecut to 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 toate informațiile necesare, ți se generează în mod automat, simplu și rapid, declarația unică. Ți se generează inclusiv zona de pre, uh, previzualizare a declarației și, bineînțeles, dacă vrei să o cumperi efectiv, adică să o obții, să o poți descărca și să o poți încărca apoi uh, în site-ul ANAF, trebuie doar uh, trebuie să plătești. Și aici sunt și prețurile, bineînțeles, pagina de prețuri. Um, avem zona de contact, formular de contact, care din nou este făcut custom pentru că se integrează cu platforma din spate. Mă refer la zona de conectare deci zona aceasta de formular de înregistrare și tot zona de conectare um, sunt create custom și integrate cu platforma lor printr-unul dintre partenerii noștri. Deci asta a fost o soluție custom pe care i-au solicitat-o și noi am putut să le o rezolvăm. Site-ul este responsive, uh, este indexabil pe Google, declarația unică. Aici apare site-ul este al doilea pe Google ca și SEO, ca și poziționare SEO. Asta în condițiile în care nu am avut neapărat un pachet SEO activ la, la nivelul în care să creăm conținut în mod frecvent. Ne-am ocupat mai mult de parte de SEO tehnic ca să apară pe Google, să fie indexabil și așa mai departe. Și ne-am ocupat și de partea de um, publicitate plătită pentru acest brand. Am creat campanii pe Google și totodată pe Facebook pentru a atrage lead-uri către declarațiaunică.ro. Asta s-a întâmplat în spate, există cifre. parte de reclame și rezultatele pe care le-am obținut pentru acest client sunt... Și rămân încă confidențiale, deci nu putem să arătăm partea din, din spate ce s-a întâmplat ca rezultate, partea de analytics, partea de bugete și cheltuieli și așa mai departe. Însă am obținut în anii aceștia de colaborare câteva mii de, de lead-uri calificate care s-au înregistrat în platformă și care au cumpărat, bineînțeles, mai departe produsul. parte de achiziție nu a ținut neapărat de noi. Noi am avut efectiv jobul, să spunem așa, de a prezenta oferta și de a atrage uh, potențial clienți către această ofertă. În cazul în care îți dorești și tu o astfel de colaborare prin care să te ajutăm să-ți creezi pagină de prezentare, uh, să-ți prezinți oferta sau chiar un site, uh, totodată să facem campanii care să atragă direct lead-uri calificate către către tine, către afacerea, către afacerea ta, atunci contactează-ne pe vincit.ro și haideți să avem o discuție despre cum putem să te ajutăm.